viață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Vă așteptați probabil la o emisiune în care să vorbim despre acești indivizi care ne conduc, despre politică, despre noul guvern, despre ce anume spun că vor face acești domni, despre cum își cum și-au împărțit, că probabil lucrurile sunt rezolvate în proporție de 99,99%, bugetul, funcțiile, pe interese, prietenii, găști, etc. Ei bine, nu astăzi, nu vrem să facem așa ceva, pentru că sunt convins că toată lumea s-a săturat de politică și de pandemie. De aceea, și în apropierea, ne apropiem de sărbătorile de iarnă, ne-am gândit să facem o emisiune la care să putem zâmbi, la care să putem să ne bucurăm de niște oameni care demonstrează că se poate trăi și altfel decât cu încrâncenare. Avem doi invitați, o să începem pe rând. Primul invitat, doamna Maria Cornea, interpret de muzică populară, dar nu numai. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur că ați acceptat să veniți în emisiune și n-ați venit singură, ca să spun așa, ați venit cu colega dumneavoastră de scenă. Așa și este. Nepoata dumneavoastră în același timp. Eu o să-i spun simplu Ingrid, Ingrid Cornea, Ingrid Ecaterina Cornea. Bună dimineața, Ingrid! Bună dimineața! Dar câți ani ai tu, Ingrid? 7 ani și jumătate. Și tu ești partenera bunicii? Da. Bravo ție! Bravo ție! Doamna Maria Cornea, noi am scris despre dumneavoastră o pagină în care am vorbit despre casa aceea minunată pe care ați făcut-o la Crăcăuani. Am vorbit și despre pasiunea dumneavoastră pentru cântat, dar v-aș ruga să ne povestiți dumneavoastră de unde toată această dragoste față de tradiții, față de cântul popular și față de portul popular, pentru că, iată, cele două doamne, doamna și nepoata, au venit dimineață și au zis cum este mai bine să stăm. Așa cu cum sunt îmbrăcate acum, sau să punem pe noi și sumanele. Și sumanele. Am zis că totuși e cam cald pentru sumane la noi, dar poate cine știe de Crăciun le filmăm în cadru natural la Crăcăuani acolo, împreună cu îmbrăcate în sumane. Deci, doamna Maria Cornea, povestiți-ne, cine sunteți, de ce v-ați apucat de lucrurile astea? Am să încep așa cu prima întrebare a dumneavoastră, să răspund la prima întrebare. Dragostea pentru portul popular, pentru tradiție, pentru cântecul popular, o moștenesc din copilărie, de la părinții mei. Sunt născută într-un sat minunat, mirific, din județul Neamț. Poate ați auzit de acest sat, se numește Mitocul Bălan, din comuna Crăcăuani. Este un sat așezat la poalele Munții Stânișoarei, între munți. Și acolo, când eram copil, ca și Ingrid, am îndrăgit tradiția și tot ce înseamnă portul popular și tot ce înseamnă dragostea de oameni, că până la urmă, toată această dragoste vine din suflet, acolo unde părinții mei au însămânțat acea dragoste prin ceea ce ei făceau. Ce vedeam în familie, aceea am făcut. Și de asemenea doresc să transmit această dragoste mai departe generației viitoare. Păi se vede că primul pas l-ați făcut cu nepoata. Sigur. Dar, sigur. Spuneți-mi un pic, Mitocul Bălan este un sat din comuna Crăcăuani și probabil că acolo tradițiile s-au putut păstra mai bine ca în alte părți și datorită faptului că este un pic mai izolat. Retras. Mai sigur, retras. Sigur că da. Așa este. S-au păstrat tradițiile, nu chiar așa cum erau când eram eu copil.
Dar pentru că eu am observat lucrul acesta, am zis să reînvii puțin dragostea și să fac în așa fel încât să atrag atenția asupra acestui sat, să nu se piardă tradiția. Și în felul acesta am ajuns aici unde știți dumneavoastră și unde o să povestesc pe parcursul emisiunii. Înainte de a povesti, vă rog să-mi spuneți, cum văd oamenii din sat lucrurile acestea? Foarte bine, foarte frumos. Așa mă simt de bine pentru că toată lumea mă laudă, ca să zic așa, dacă se poate spune, și îmi spune bravo că ai putut și ai reușit să păstrezi casa părintească, să o restaurezi, să faci tot ce poți ca să nu ne uite lumea. Pentru că, în fond, de asta am venit pe lumea aceasta. Probabil fiecare dintre noi are o menire, și mă gândesc că și eu am o menire pe lumea asta și cred că aici mă regăsesc cel mai bine. Bun, haideți să vedem acum. Cum ați început? Părinții mei au plecat la Domnul în anul 2008, amândoi, unul după altul, în ianuarie 2008. Mama în iunie s-a stins și tata. Și căsuța părintească a rămas acolo, între munți, o căsuță asemănătoare foarte mult cu cea de acum. Și mergeam acasă, pentru că mergeam la biserică, la părinții mei, să le aprind lumânări, să îi pomenesc așa cum este tradiția și cum este frumos. Și așa mă durea sufletul când vedeam că ei nu mai sunt. Toate așa parcă se dărâmau, parcă nu mai, și atunci am stat și m-am gândit și din suflet mi-a venit așa poate de la Dumnezeu o idee, trebuie să fac ceva. Și încet, încet, împreună cu fiul meu, Mihai, am un singur fiu, un băiat care îl cheamă Cornea Mihai și are 38 de ani, și împreună cu el am hotărât și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să restaurăm casa, să o renovăm și să păstrăm autenticitatea, originalitatea ei. Nu am intervenit foarte mult și am lăsat-o așa cu prispă, cu cerdac, cu acoperită cu draniță, exact cum era ea când eram eu copil. Și în felul acesta, încet, încet am reușit și chiar din anexa gospodăriei, din grajdul familiei, m-am gândit așa, ce să fac? Noi animale nu putem să creștem pentru că locuim la oraș, locuim în Piatra Neamț. Și la fel, mă durea sufletul să-l dărâm. Și am zis, trebuie să facem ceva. Și băiatul meu a zis, o să reușesc eu. A scos tot de acolo, a curățat lemnul cu perie, acum a scos un metru de pământ din el și am amenajat În grad, da. în grajd, fostul grajd, un muzeu, un mic muzeu etnografic, unde am dus toate obiectele de suflet, tot ce avea mama de preț și vechi. Și am zis, de ce să nu le pun într-o lumină frumoasă, să le vadă generațiile următoare, nepoțica mea, nepoțelul meu, că am și un nepoțel Vă care are un trăiesc. an jumătate, îl cheamă Iosif Alexandru. Și am zis să rămână, să vadă și ei cum trăiam noi când eram mici, cum trăiau părinții noștri, cum trăiau bunicii noștri. Și am adunat acolo toate obiectele etnografice care le-am găsit în gospodărie. Ingrid, tu ai fost la muzeul ăsta? Ai ajutat și tu acolo? Ai ajutat, da? Dar ai mai dus copii acolo să vadă și ei muzeul? Te-ai gândit să-i spui, de exemplu, doamnei învățătoare, unde înveți tu să facă o excursie, să vadă ce muzeu ai tu acolo? I-ai spus? Păi poate faceți o excursie acolo și ne invitați pe noi când mergeți în excursie, să vedem ce aveți acolo. Ce zici? Ne chemi? Bine, Chiar a fost doamna profesoară cu copiii la filmări acolo,
la noi, la Casa Bunicilor, doamna profesoară Georgiana Șerban Axinte, de la Școala Populară de Artă Carmen Seculare din Piatra Neamț. A, înțeleg că sigur. Domnișoara face cursuri la Școala Populară de Artă, sigur, nu? Sigur, și eu. Suntem elevi. A, și dumneavoastră. Sigur că da. Eu m-am înscris odată cu nepoțica mea la Școala Populară de Artă și studiem acum, suntem în anul 2. Deci mergeți împreună. Suntem colege. Un cuplu absolut senzațional, sigur, nu? Sigur că da. Bunica și nepoata. Da, sigur. Bravo, felicitări. Suntem colege, de ce să nu? Toată viața învățăm și mie îmi place să învăț lucruri noi, plus că îmi și place foarte mult. Felicitări. Pentru că e mare lucru să te menții tânăr făcând ce-ți place. Sigur, sigur că da. Spuneți-mi un pic, când v-ați apucat de cântat, dacă acum faceți cursuri? Să vă spun o povestea noastră. Pentru că mie îmi place foarte mult muzica populară și tradiția, m-am gândit așa ca o activitate extrașcolară pentru nepoțica mea să urmeze cursurile unei școli de canto popular. Și atunci am căutat foarte mult o doamnă profesoară cu dragoste de copii și bunul Dumnezeu, prin intermediul unei prietene, doamna Mirela Elincă, și pe această cale îi mulțumesc, am cunoscut-o pe doamna profesoară Georgiana Șerban Axinte de la Școala Populară de Artă Carmen Seculare din Piatra Neamț. Și am mers cu Ingrid, am bătut la ușa dumneiei, am mers cu Ingrid să o înscriu la școală. Și doamna a spus, sigur că da, doamna Cornea, cu drag, trebuie să veniți, o aduceți, o luați, sigur. Mergând așa cu Ingrid, mie îmi plăcea foarte mult o melodie de muzică populară de a unei interprete de muzică populară, doamna Dida Agache, se numește De când am ajuns bunică. Și am spus doamnei profesoare, doamna profesoară, vai, așa îmi place de mult o melodie cu o bunică și o nepoată și aș dori și eu să o învăț. Și atunci mai ei a spus, sigur, doamna Cornea. Zice, dar puteți să vă și înscrieți la școală dacă doriți. Zic, cum la vârsta mea, la 60 de ani, pot să mă mai înscriu la școală? Sigur, puteți să fiți colegă cu Ingrid. Și așa am ajuns eu cu Ingrid să fim colege. Și am învățat și melodia și am și cântat-o. În public am cântat-o și la televiziunile locale, la televiziunile de specialitate. Ingrid, e greu să mergi cu bunica la școală? Nu? Nu, dar ție îți place la școală? Ce învățați voi acolo? Cântăm. Deci doar cântați, da, așa? Cântăm, învăță melodii. Așa, bravo. Bravo. Spuneați de o melodie că v-a plăcut, da? Da, de când am ajuns bunică. De când am ajuns bunică. Dar dacă noi o punem acum un pic din ea... O, face o reală plăcere. Da. Pentru că este melodia noastră de suflet, nu este melodia noastră. Avem și noi melodiile noastre compuse special pentru noi, dar această melodie este melodia noastră de suflet, că am debutat cu ea. Păi îl rugăm pe Bogdan, dacă reușește, să pună melodia ca să vedem și noi ce anume faceți și cât ați învățat la Școala Populară Sigur. De Artă. Te rog, Bogdan!
să trăiesc să te văd mare. Doamne, ce vorbe rostești, că tu i-ai nemuritoare. Cine? Da, o premieră pentru emisiunea Cafeaua de dimineață. Am avut muzică deja. Doamna Maria Cornea, invitatul de astăzi, și domnișoara Ingrid Ecaterina Cornea. O lăsăm pe doamnă un pic. Ingrid, ai cântat, dar cine vă face vouă melodiile astea? Cine vi le scrie? Domnul Marius Tochița. Deci domnul Marius? Tochița. Și te înțelegi bine cu el? Îi spuneți voi ce vreți să cântați sau el vine și vă propune melodiile? Cum e? Noi. Dumneavoastră, da? Sigur. Și cam câte melodii aveți până acum, doamnă? Până acum avem vreo 12 melodii. A, deci vă pregătiți să scoateți CD, înseamnă. Sigur că da, așa este. Îi mulțumesc foarte mult domnului interpret de muzică populară, compozitor și textier, domnul Marius Tochița din Suceava. Dumnealui ne-a compus toate melodiile proprii, pentru că așa am hotărât noi și doamna profesoară, la sfatul doamnei profesoare Georgiana Șerban, am hotărât să ne facem propriile melodii și dumnealui ne-a compus foarte frumoase melodii, așa de suflet, unde noi ne cântăm viața, ca să spunem așa, cântăm despre familie, cântăm despre satul nostru, cântăm cântece așa de suflet care sperăm să ajungă la inimile celor care îndrăgesc muzica populară și tradiția. Eu mă bucur sincer că ați reușit să faceți lucrurile acestea. E o vârstă frumoasă, 60 de ani. Da, e un început bun, știți, de viață. Foarte frumoasă. E un început bun de viață, ca să spunem așa. Faptul că ați adus alături de dumneavoastră și nepoțica și că v-ați implicat toată familia în realizarea acelui mic muzeu de la Crăcăuan, Casa Bunicii, da? Da, Casa Bunicilor. Casa Bunicilor. Așa. Arată preocupare și dragoste față de tradiții, da, față de folclor. Numai de tot ce înseamnă tradițiile satului românesc. Nu este greu, Piatra Neamț, Crăcăuan. Piatra Neamț, activitate profesională, pentru că mai aveți activitate profesională, sigur, chiar dacă... Sunt o persoană activă. Așa am fost dintotdeauna. Îmi place să mă implic. Am și o firmă privată și este foarte bine ca omul să fie în activitate și cât mai activități, cât mai frumoase și plăcute și să le faci cu tragere de inimă, cu dragoste, atunci nimic nu este greu. Deci nu este greu deloc, absolut, dacă îți dorești din suflet. Trebuie să iubești ceea ce faci și să îndrăgești tot, activitatea și în primul rând oamenii. Dacă iubești oamenii cu adevărat și locul natal, nimic nu este greu. Ne spune un coleg de presă, Daniel Vinca, bună dimineața, să ne arate domnița cea mică trăistuța pe care o are în mână. Arată trăistuța, ridic-o și arată-o așa spre mine. A, uite ce trăistuță. Daniel, ai trăistuță, o vezi? Și fetița și trăistuța, da, sunt absolut originale. Da. Ne bucurăm pentru interesul tău. Că e extraordinar așa ceva, nepoata colegă cu bunica. Sigur, și... noi am venit așa îmbrăcate ca să vă arătăm portul popular nemțean. Vă rog, explicați-ne. Suntem îmbrăcate cu costumații autentice, așa cum se poartă la noi, la Neamț. Suntem cu cămășuțe cusute manual și vechi. De exemplu, această cămașă este de la o tante din satul Mitocu-Bălan, Dumnezeu să o odihnească, tante Venamina Cornea, care mi-a dăruit-o.
și înainte de a pleca la Domnul și a spus că speră să vadă lumina. Și păi, da, o doamnă pe care sunt sigur că o cunoașteți, Elena Cristina Hristea. Sigur. Și că Domnul Bănescu, este vorba despre satul Mitocu Bolan. Am spus că este, comuna este Crăcăoani, satul este Mitocu Bolan. Sigur că deci, da. Patriotismul da, local. Da, este o doamnă dragă mie foarte, ea cântă muzică ușoară. Da. Este o doamnă foarte talentată și o salut pe această cale. Și așa este, la Mitocu Bălan parcă s-au adunat oamenii care iubesc muzica și satul. Vine doamna, de exemplu, vine foarte des în satul Mitocu Bălan pentru că și ea are o casă acolo împreună cu domnul Valentin Beca, o persoană cunoscută în Piatra Neamț, un domn apreciat pe plan profesional și ca om și doamna de asemenea. Și așa cum vă spuneam, am venit și cu baticurile acestea roșii pe cap, pentru că se apropie sărbătorile de Crăciun, când așa oamenii poartă culori frumoase de Crăciun, colorat, vie și pleacă cu colindul. Și noi am venit cu trăistuțele ca și cum ați fi la colindat. Sigur, sigur. Dar noi vă așteptăm la colindat. Sigur că da. La venim. Colindat, nu... Venim, dacă ne așteptați cu drag. Știi colinde? Sigur. Da. Ingrid, știi? Da. Câte știi? Multe? Unele încă le mai învăț. Le mai înveți. Păi este normal să așa mai înveți. Este. Doar de-aia te duci la școală, nu? Dar voi la școală, nu la școala populară de artă, cântați pe acolo? Le-ai cântat colegilor? Niciodată! Vai de mine! Trebuie să vorbim cu doamna profesor, învățătoare, să te pună să le cânți colegilor. Pe cum adică? Tu care te duci la școala populară de artă, cânți la televizor, faci CD și colegii să nu știe. Știu, dar probabil încă nu a apucat să cânte, a fost cu pandemia, cu școala online, a fost mai dificil, mai dificil ca să organizeze sărbări și noi de aceea și ne bucurăm că suntem la școala populară de artă pentru că cât de cât doamna profesoară a reușit să desfășoare activități cu copiii, cu elevii dumneei. Da, să continuăm cu portul. Costumașul fetei de unde este? Costumașul fetei, această cămășuță, dacă mă credeți, este cămășuța mea de când eram eu de vârsta ei. Și a păstrat-o atât de bine mama și eu mai departe, pentru că am moștenit de la mama foarte multe costume populare. De aceea am vrut să le scot din lada de zestre, am vrut să le scot să le vadă oamenii și am zis că este cea mai bună ocazie să ne apucăm de cântat ca să avem ocazia să arătăm și costumele. Și sigur că da, este o cămășuță de suflet pe care o iubim foarte mult și sperăm să-i vină cât mai mult timp, pentru că Ingrid crește foarte repede față de anul trecut, deja se cunoaște că a crescut și... Da, vi s-au transmis felicitări de la directoarea Centrului de Cultură Carmen Seculare, care spune că la căsuța dumneavoastră de acolo au un plan să facă câteva videoclipuri. Sigur. Dacă veți fi și dumneavoastră de acord, da. Sunteți felicitați pentru perseverență. Îi mulțumim foarte mult doamnei director Năstase și o apreciem foarte mult. Dumneaei este stâlpul de rezistență acolo și mobilizează toți copiii la diverse activități plăcute și frumoase, dragi și nouă. Colegul care m-a rugat să... Arătați traista, spune, făcusem solicitarea de mai sus pentru că am avut impresia că trăistuța fetei are un desen asemănător cu cel de pe ie. Și așa este. Da, este sigur că da, pentru că sunt motive geometrice pe cămășuțe, sunt cămășuțe cu altiță. De asemenea, eu port
o bundiță originală și foarte veche, păstrată de asemenea foarte bine. Am moștenit costume populare, am și primit cadou de dragul nostru, că oamenii când au văzut că noi ne-am apucat de această activitate, au spus, uite, îți dăruiesc și eu ceva ca să duci acolo la televizor să cânți, să te îmbraci cu bundița atunci când o să cânți. Și obiectele din muzeu sunt și primite de la oameni din sat sau Cu numai? puține sunt primite, mai mult sunt ale familiei. Și care ar fi cel mai important obiect pe care îl aveți acolo? Așa este. Este lada de zestre cu care părinții mei, când au fost strămutați de pe Valea Bistriței, atunci când s-a construit barajul de la Bicaz și au hotărât să se mute aici, în Mitocul Balan, și au adus costumele populare. Mi-aduc aminte când eram copil, ca și Ingrid, mergeau la serbările de 20, la defilările de la 23 august, pe 1 mai, îmbrăcați în costume populare și moștenesc și am și costumul tatei și Avem Lada de Zestre acum, în imaginea trecută Lada era. de Zestre Da. acolo e cea mai Da. frumoasă moștenire, ca să zic așa, acolo mama își ținea costumele, baticurile originale care le avea ea, le mai am pe o parte din ele, multe le-am dăruit și eu mai departe, că așa este frumos să face schimb între noi, ca să transmitem energia bună. Nici nu știu ce pot să mai spun când văd atâta pasiune și dăruire față de lucrurile acestea. Aș fi bucuros să văd că se întâmplă ceea ce faceți dumneavoastră la Mitocul Bălan și în alte localități. Mai sunt câteva localități unde sunt oameni îndrăgostiți de Sigur. folclor, dar aș fi bucuros să văd că lucrul acesta se întâmplă și că veți primi vreodată și un sprijin pentru ceea ce faceți. Nici n-ați cerut, bănuiesc. N-am cerut, am avut posibilitatea, ne-a dat Dumnezeu posibilitatea să reușim singuri. Dar să știți că eu am observat că noi am fost așa ca un început acolo în sat, am renovat casa, am păstrat lucruri și după aceea, an de an, am văzut că au mai fost persoane care au început să-și mai construiască venite de la oraș. Și au văzut că se poate trăi și acolo frumos și bine, pentru că acum putem să ne facem și condiții de trai. Noi mergem în fiecare weekend la casa bunicilor. După ce terminăm treburile de aici de la oraș, împreună cu fiul meu Mihai Cornea, cu nora mea Iulia Cornea, care și ea are o afacere împreună cu băiatul meu în Piatra Neamț, în domeniul frumuseții. Așa, Pentru că deci. ei sunt tineri și s-au axat pe un salon de înfrumusețare, are și o academie, ține și cursuri, predă mai departe ștafeta și ea. Și mergem des la casa bunicilor, unde petrecem un timp de calitate. Cântăm, acolo învățăm să cântăm, dansăm, ne gătim mâncare bună, la plită. Știți cum este, mai ales acum de sărbători, că vine Crăciunul, tăiem un purcel, ne pregătim preparatele, le afumăm, cozonaci și tot ce trebuie să petrecem sărbători frumoase la sob, acolo, la foc, la plită, stăm și ne încălzim. Așteptăm să vină colindători, să vină urători. Copiii din sat care vin și îi aștept cu drag, vă rog să veniți, vă aștept și anul acesta, ca în fiecare an, cu mare drag, să nu lipsiți, vă așteptăm cu brațele deschise să ne colindați și să ne urați. Deci, nici nu mai avem ce să spunem mare lucru după urarea aceasta. Eu v-aș propune așa, să încheiem această emisiune cu un cuvânt din partea dumneavoastră, din partea lui Ingrid, și la final mai punem nu o melodie, punem un colind Ce ca să frumos. facem legătura cu sărbătorile și, v-am spus, poate ajungem pe la dumneavoastră să facem o emisiune de acolo, de la Ce Casa frumos. Bunicii. Sigur, cu Deci, imagine. ce ați vrea să transmiteți dumneavoastră acum tinerilor care nu prea mai au timp să se uite spre tradiții?
De ce este important să o facem? Să știți că mie îmi încarcă sufletul de bucurie pentru starea de bine, pentru bucuria noastră, pentru sănătate, pentru a ne relaxa un pic de toate lucrurile cotidiene care, vedeți, stând mereu ancorați în realitate, trebuie să evadăm. Și atunci de ce să nu o facem într-un cadru frumos, natural și să învățăm și copiii, generațiile următoare, ce este frumos și cum este frumos să trăim. Și sfătuiesc pe toate bunicile, dacă au posibilitatea și mămicile, și să-și îndrepte atenția spre copii și cât de cât să învețe câte un cântecel de muzică populară sau ușoară, nu contează, muzica este un balsam pentru suflet. Ingrid, tu ce le-ai spune celor care te urmăresc acum? Așa, la 7 ani și jumătate, ești interpretă, cânți cu bunica, ce le-ai transmite tu celor care se uită acum la tine? Ce le-ai zice? Nu le-ai spune că e bine să cânte, că e bine să bucure de viață? Da. Da? Și să vină la casa bunicilor. Și să vină la tine, la casa bunicilor, nu? Da. Bravo. Oameni buni, am vrut să facem acest gen de emisiune astăzi ca să mai ieșim din partea cealaltă pe care eu o numesc acum, fără niciun fel de jenă, cloacă politică. Am vrut să facem o emisiune în care să zâmbim, să ne aducem aminte că suntem oameni, că suntem români, că avem tradiții, că avem posibilitatea să le păstrăm într-o lume în care parcă cu încăpățânare se urmărește distrugerea lor. Încheiem cu un colind, un colind frumos, așa cum suntem obișnuiți să ascultăm de sărbători și le mulțumim celor două interlocutoare de astăzi că au venit la noi. Cu mult drag! Bogdan, te rog, muzică! Show me.